Ați marcat Marea Unire, centenarul Marii Uniri. De fapt, această gală a fost o mare unire a sufletelor, a celor care au vrut să facă ceva cu adevărat pentru filmul românesc și pentru cei care fac parte din filmul românesc, începând cu organizatorii, cu domnul primar de la Iași, cu Irina, cu care am petrecut niște momente absolut uluitoare la Ipotești, recitând Lacul, chiar la Lacul lui Mihai Eminescu, cu acești minunați tineri care fac parte din echipa ta, Andrei, Corina, pe care voi îi păstoriți absolut minunat. Mi-aduc aminte și astăzi spuneam, la aeroport erau două tinere domnișoare pe care le-am cunoscut astăzi și mi-aduc aminte că o altă tânără domnișoară, Crina, care este în sală, acum ani de zile ne aștepta la aeroport și acum este în staff și face ceva mai mult, deci pot crește în echipă. Așa spunea și Dem Rădulescu, marele profesor și actor, spunea că la mine studentul vine privighetoare, eu nu fac decât să-i aranjez penele. Voi asta faceți cu acești minunați tineri, le aranjați penele, pentru că ei conțin valoare, au o valoare autentică și de asta sunt în echipa voastră. Am petrecut multe momente absolut extraordinare, alături de oameni minunați, am întâlnit oameni minunați datorită acestei manifestări, acestui centenar pe care voi l-ați marcat și vă mulțumesc.